Noi, europenii, avem acel, cum să-i spun eu, vis american. În America. Doamne, dacă eram și noi în America. Am fost în America și am fost foarte surprins să văd că americanii au visul european. Da. În America, cei mai bine poziționați și cei mai bine văzuți au casele făcute ca în Europa, nu din carton. Americanii 99% din case le-au din cap și le schimbă după 20-30 de ani pentru că le-au mâncat furnicile. Au și ei problemele lor despre care noi nu vorbim, pe care noi nu le cunoaștem, din cauza faptului că ei știu să-și țină problemele lor la ei și să vândă către noi partea frumoasă a lucrurilor. Numai noi ne spălăm rufele și le punem la piața universității. Dacă este nevoie să ne propunem ceva cu adevărat serios, cu adevărat care ar trebui să fie proiect național, este schimbarea mentalității. Când discutăm așa despre România și despre români, cu toții avem acel sentiment, imnul național, steagul, ceea ce este foarte corect, acel sentiment național. Dar când discutăm de a activa, de a face ceva, în mod automat în noi se declanșează instinctiv aproape acel gând și anume guvernul, nu. Să facă guvern. Să facă parlamentul. Să facă ministerul de externe. Să facă primarul. Să facă primăria generală sau de sector. Ei ne reprezintă, din cauza lor, da? Este în sarcina lor, noi, hai Dumnezeu, de treabă. Ei sunt cei care. Vă spun o chestiune, că da, este în sarcina fiecăruia dintre noi. De a încerca să facem ceva în ideea de a îmbunătăți. Nu o să putem să răsturnăm noi munții. Dacă ne schimbăm puțin mentalitatea și înțelegem că schimbarea depinde de fiecare dintre noi, noi putem să facem de mai mult de 1 milion de ori mai mult decât guvernul, parlamentul, ministerul de externe și așa mai departe la un loc.